Am studiat până acum despre tot ce ne-a învățat Isus, încercând să împlinim porunca din Matei 28 cu 20, unde Isus a spus că după ce faci ucenici și îi botezi, trebuie să îi înveți să facă tot ce El a poruncit. Deci am studiat până acum Evanghelia lui Matei și acum am ajuns la sfârșitul cărții ca să vedem care sunt lucrurile ce ne-a învățat Isus prin vorbele, viața sa, prin faptele sale, prin situațiile prin care a trecut cu ucenicii ca să învețe, ce a încercat El să învețe pe ei și ar trebui să învățăm și noi ce a încercat să ne învețe prin faptele altora, cum a fost orbul care a venit să ceară vindecare. Și Isus a spus, facă-se după credința ta, din relațiile lui cu alți oameni. Multe lecții am învățat în numeroasele noastre studii trecute cu privire la tot ce ne-a învățat Isus. Este foarte posibil să înțelegem toate acestea cu mintea. De exemplu, atunci când am studiat despre perdeaua din templu, care este trupul lui Isus, cum am văzut câteva studii în urmă. Acolo am văzut că este o perdea între Duh și Suflet. Și pentru a fi duhovnicesc, trebuie să permitem să fie dat la o parte vălul din viața noastră, așa cum a fost dată la o parte perdeaua din templu. Asta înseamnă că voința noastră trebuie să se supună, să se predea și să spunem, nu voia mea. Adică trebuie să facem ce ne învață Dumnezeu. Apoi intrăm în locul preasfânt trăind permanent în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate locui mereu în Duhul nostru și slava lui Dumnezeu ne umple viața noastră. Aceasta este viața duhovnicească adevărată. Viața umplută de Duhul Sfânt este viața în care noi mereu spunem nu proprii noastre voințe. Omul umplut cu Duhul Sfânt, care a fost perfect, a fost Isus Hristos și în el vedem ce înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt. O umplere a harului și a adevărului a milei, dar și a stricteții lui Dumnezeu, toate manifestate într-o singură persoană. Și așa trebuie să fim fiecare dintre noi, buni, dar și stricți, stând în picioare pentru principiile lui Dumnezeu și, de asemenea, miloși în adâncul inimii noastre. Am ajuns acum la Matei 28, cu 16, ultimele cinci versete. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea. Am văzut că, după învierea lui Isus, El nu s-a arătat nimănui, cu excepția ucenicilor Lui. El nu a căutat o publicitate ieftină. Nu a dorit-o atunci și nu o vrea nici astăzi. Deci, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Totdeauna este așa, chiar și între creștini. Unii se închină, adică cad în genunchi spunând, tu ești Domnul nostru. Și mai sunt unii care se îndoiesc. Totdeauna sunt aceste două categorii. Isus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea duceți-vă și faceți ucenici. Vorbind la general, când oamenilor li se spune să meargă în toate neamurile și să facă ucenici, cu aceasta li se spune că acolo este o nevoie. De aceea mergeți. Dar Isus nu a spus asta niciodată, că este o mare nevoie în lume și de aceea mergeți. Nu. El a spus că toată puterea în cer și pe pământ a fost dată lui și de aceea mergeți. Și atunci când mergi pe baza autorității date de Isus Hristos, rezultatele sunt diferite decât atunci când mergi încercând să rezolvi o nevoie. Dacă mergi doar să împlinești o nevoie, totul se poate termina cu o mare frustrare. Am văzut mulți misionari care sunt foarte frustrați. După mulți ani de lucrare în India, sunt mohorâți, acri, critică mereu, se plâng într-una, murmură o mărturie jalnică pentru Hristos. Și mă întreb de ce au trecut oamenii aceștia oceanul ca să vină în India ca să arate felul acesta de creștinism. Mai bine era dacă rămâneau în țara lor și să nu fi venit niciodată să polueze țara aceasta cu un creștinism corupt pe care ei l-au arătat. Uneori au fost și misionari foarte duhovnicești în India, care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au fost trimiși de Dumnezeu și care au venit cu autoritatea lui Hristos. Dar aceștia au fost foarte, foarte puțini. Și acești oameni care vin în zilele noastre și fac așa numitele călătorii misionare de două săptămâni, ei nu sunt misionari, ci turiști. Adevărații slujitoare ai lui Dumnezeu sunt aceia care au venit cu autoritatea lui Hristos, adică s-au supus autorității lui Hristos și Hristos i-a trimis. Și aceștia nu au trimis rapoarte, nici nu au cerșit bani uitându-se de ce alți misionari primesc mai mulți bani. Gunoaie din acestea, cum am văzut între misionari. Nu, ci ei au venit sub autoritatea lui Hristos. Și oricine care slujește astăzi Domnului, căutând să facă ucenici, trebuie să se întrebe dacă a mers în lucrare din cauza nevoii sau pentru că Hristos l-a trimis. Unii oameni spun, dar nu a spus Isus, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt gata de seceriș. Așa este. Să ne uităm la Ioan 4 cu 35. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Deci, ce ar trebui să faci? Să urmezi ceea ce a spus Isus în versetul 34, versetul anterior. Mâncarea mea nu este nevoia, ci mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să termin lucrarea lui. El nu a spus, am văzut că este o nevoie acolo. Mă duc repede să fac ceva. Nu. Holdele sunt acum gata de secerat. Dar de unde să știi unde ar trebui să mergi? Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să termin lucrarea lui. Trebuie să luăm aceste versete împreună. Sau celălalt pasaj pe care mulți oameni îl citează din Matei capitolul 9 cu 37. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Și din cauza asta ce trebuie să faci? Să mergi? Nu! El a spus, rugați-vă! Așa de mulți citează greșit din Scriptură și oamenii merg voluntar în misiune pentru că nu cunosc Scriptura. Am spus de multe ori, dacă nu citești Biblia, meriți să fii înșelat. Așa de mulți oameni au mers și și-au distrus viața pentru că au mers fără să-i trimită Dumnezeu. Isus a spus, toată puterea în cer și pe pământ mi-a fost dată mie, de aceea mergeți. Și cei care au mers din această cauză au făcut mai mult decât o mie de oameni care au mers doar că au văzut că este o nevoie. Și aceștia nu ajung nici frustrați, nici plângându-se și nici nemulțumitori, ci ei își termină alergarea cu bucurie. Rodul vieții lor este sfințirea și devin tot mai mult ca și Hristos, iar la sfârșitul lucrărilor sunt bucuroși. Așa ar trebui să fie. Eu am fost în lucrare full-time timp de 46 de ani. Și vă spun că viața mea este mai fericită acum decât acum 46 de ani. Am înțeles mai multe despre biruința asupra păcatului și umblarea cu Dumnezeu, mai mult decât înainte. Și asta îmi dă fericire. Este minunat. Este minunat să slujești lui Dumnezeu. Dar asta numai dacă Dumnezeu te-a trimis. Acesta este cel mai important lucru. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea mergeți și faceți ucenici. Sunt două părți ale acestei mari trimite. Și vreau să vă arăt și cealaltă parte pentru că acesta de aici este primul pas. În Marcu 16 sunt arătate două părți ale acestei mari trimiteri. Marcu 16 cu 15. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Deci vedem aici ce a spus Isus mai întâi să facem. Să mergem în toată lumea, să propovăduim Evanghelia la orice făptură și cei care vor crede și vor fi botezați, vor fi mântuiți. Iar cei care nu vor crede, botezul nu mai este menționat aici, vor fi osândiți. Nu zice că cei care nu vor fi botezați vor fi osândiți, ci cei care nu vor crede vor fi osândiți. Legat cu acest fel de evangelizare vor fi semne și minuni. Oricând au mers oamenii să facă evangelizare de la om la om, în faptele Apostolilor, sau chiar și astăzi, se văd aceste semne și minuni împlinindu-se chiar și astăzi. În toate aceste 20 de secole s-au întâmplat. Pentru că așa a întărit Domnul Evanghelia. Demonii au fost scoși afară, au fost vorbiri în alte limbi, bolnavi au fost vindecați și așa mai departe. Toate acestea s-au întâmplat atunci și se întâmplă și astăzi. Versetul 20. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Acestea sunt legate de evangelizare. Oriunde mergi să evangelizezi. Eu nu aș fi îndrăznit să merg niciodată să predic Evanghelia într-o zonă în care nu s-a predicat niciodată dacă nu aș fi crezut că Isus poate vindeca bolnavi și să scoată demoni. N-aș fi nici visat să fac așa ceva. Cum să le spun unor oameni care nu au auzit niciodată de Isus care nu au citit niciodată în Biblie că un bebeluș născut în Israel acum 2000 de ani a fost omorât și a înviat și că astăzi este viu. Cum să le dovedesc asta? Iar crede că sunt doar povești imaginare. Singurul mod în care le pot demonstra asta este spunând aduceți bolnavii voștri și oamenii demonizați dintre voi și vă demonstrez că Isus este viu. Asta se întâmplă până și astăzi. Și oricine merge să predice Evanghelia în zone noi, trebuie să creadă acest lucru. Vă spun că Domnul va întări cuvântul celor care cred. Dar trimiterea nu se oprește aici. Odată ce acești oameni au crezut pentru că au văzut că Hristos a vindecat bolnavi și a scos demonii și vin și îl primesc pe Hristos ca mântuitor al lor și ale căror păcate sunt iertate, ce face apoi? Mulți oameni se opresc la asta și apoi merg la altă persoană și apoi la alta și așa ajung să fie o grămadă de bebeluși spirituali din care nici unul nu ajunge la maturitate. Și în cele din urmă este un pastor cu 100 de bebeluși spirituali care le dă doar sticla cu lapte în gură pentru 20-30 de ani și așa trebuie mai departe. Doar bebeluși care nu cresc. Ca biserica din Corint. Pavel a spus, Vă nu vă pot predica nimic decât pe Isus și pe El răstignit. Asta înseamnă că păcatele voastre pot fi iertate și atât, pentru că voi sunteți copilași. Și care este motivul? Ei nu au devenit ucenici. Acum, Pavel nu a putut să stea în Corint tot timpul. Dacă ar fi stat acolo timp de trei ani, cum a stat în Efes, i-ar fi făcut ucenici. În Efes a făcut ucenici. Deci, cealaltă parte a marii Trimiteri este ca odată ce ai adus oameni la acest fel de credință în Hristos, ei să primească Duhul Sfânt, să primească pe Hristos prin Duhul Sfânt în inimile lor. Apoi, trebuie făcuți ucenici. Aceasta este a doua parte a Marei Trimiteri. Matei 28, 19. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci, cu alte cuvinte, înainte să-i botezi, trebuie să le spui așa. Ascultă, tu nu te-ai convertit doar ca să ajungi în cer când mori ci trebuie să fii un ucenic înainte. Adică să înveți de la Isus și să-L urmezi. El este conducătorul tău, El este în fața ta. El deja a mers înaintea ta. A venit pe pământ ca om, a trăit pe pământ ca om, a biruit păcatul, a slujit Tatălui, l-a biruit pe diavolul și apoi a spus, în lume veți avea necazuri, dar în mine veți avea pace. Veniți și urmați-mă. Tu trebuie să te lepezi de tine însuți și să-L urmezi pe Isus. Trebuie să le spune oamenilor încă de la început condițiile uceniciei, așa cum Isus a spus tânărului bogat. Sunt trei condiții de ucenicie. Luca 14 cu 26. În cuvinte simple, să iubești pe Isus mai mult decât pe mama, tata, soție, copii, frați și surori și chiar mai mult decât propria viață. Deci această persoană trebuie să fie învățată să iubească pe Isus Hristos acum că a primit pe Isus ca mântuitor, să-L iubească pe Isus Hristos mai mult decât își iubește tatăl, mama, mai mult decât își iubește frații și surorile, membrii familiei sau chiar alți frați și surori din biserică. În al doilea rând, trebuie să îi se spună că trebuie să se lepede de sine, versetul 27, și să își ia crucea, adică cu privire la a nu ține la viața lui, să se lepede de sine, să nu caute să-și facă un nume, să nu caute onoare, să nu facă voia lui. Omul trebuie să fie învățat toate acestea. Altfel, nu poate fi ucenic. Pentru că Isus a spus asta foarte clar în versetul 27. Apoi, Luca 14 cu 33, a treia condiție. Trebuie să fie învățat să-L iubească pe Isus mai mult decât propriile posesiuni materiale. Deci, a fi ucenic înseamnă să iubești pe Isus mai mult decât pe membrii familiei sau frații credincioși, să iubești pe Isus mai mult decât propria voință, propria reputație și chiar propria viață, și în al treilea rând, să iubești pe Isus mai mult decât posesiunile materiale. Ucenicie înseamnă să iubești pe Isus mai mult decât orice. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul tău. Spre aceste lucruri trebuie să îi îndrumăm pe oameni și să le arătăm, pe măsură ce primesc lumină, că trebuie să iubească pe Isus mai mult decât orice. Dumnezeu caută la noi în primul rând dorința și dacă este dorință, acestea vor deveni realitate în fiecare domeniu al vieții lor. Și pe măsură ce deschid fiecare domeniu al vieții, vor fi umpluți cu Duhul Sfânt. Trebuie să le arătăm aceste lucruri și să le spunem că trebuie să fie botezați. Porunca este foarte clară. Trebuie botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Trebuie să le spunem că Dumnezeu este Trinitate și că trebuie să fie botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Unii oameni se întreabă de ce scrie în Fapte 2 cu 38 că oamenii trebuie să fie botezați în numele lui Isus. Și apoi, de mai multe ori în fapte, spune că au fost botezați în numele lui Isus. Când vezi două versete care aparent, aparent, se contrazic, amândouă sunt adevărate. Ele nu se contrazic. Să vă spun cum botez eu oamenii. Dacă este un conflict între poruncă și istorie, trebuie să urmăm porunca. Ca și istorie, în fapte, ni se spune despre multe lucruri greșite pe care le-au făcut apostolii precum Pavel s-a ras pe cap, l-a tăiat pe Timotei în prejur, etc. Dar porunca este totdeauna clară. Dacă este o porunca lui Isus și o practică a apostolilor, eu nu mă îndoiesc deloc de cine să ascult. Clar că de porunca lui Isus. Nu mă voi rade în cap și nici nu voi tăia pe cineva în prejur, așa cum a făcut Pavel. Sau să strig la mari preoți, cum a făcut Pavel. Toate acestea sunt scrise în fapte. Dar aici nu este nicio contradicție. Știți că și păgânii au trinitate. Și hindușii au o trinitate, egiptenii au o trinitate. Deci dacă botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acea persoană de altă religie va spune, ei bine, așa este și trinitatea mea hindusă, în al cărui nume am fost botezat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci trebuie să îl identific pe Fiul ca fiind Isus Hristos. Deci eu când îi botez pe oameni, le spun, te botez în numele Tatălui, al Fiului, Domnului Isus Hristos, și al Duhului Sfânt. Deci identific Trinitatea creștină față de celelalte Trinități păgâni. Îi botez în numele lui Isus Hristos. Aceasta este însemnătatea celor scrise în Fapte 2 cu 38. Nu este o neascultare a poruncii din Matei 28 cu 19. Dacă oamenii s-ar smeri și ar recunoaște că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, care nu are contradicții în ea, aceste lucruri ar fi ușor de înțeles. Dar oamenii care cred că se folosesc de mintea lor isteață, se rătăcesc și chiar merită să se rătăcească. Oamenii care se smeresc și vin la Duhul Sfânt, El le arată adevărul. Deci odată ce îi botezi pe oameni, ce faci cu ei mai departe? Nu mai trebuie să facă nimic? E, nu e așa. Matei 28 cu 20. Trebuie să-i înveți să asculte sau să facă tot ce ne-a poruncit Isus. Acesta este studiul de care ne-am ocupat în aceste 80 de episoade. Tot ce ne-a poruncit Isus. Și, de asemenea, mai sunt și alte lucruri în celelalte Evanghelii despre care nu am vorbit în Evanghelia lui Matei. Dar acesta ar trebui să fie celul nostru. Să vedem ce ne-a poruncit Isus. De aceea este așa de important să citești și să studiezi Scriptura. Nu poți să știi ce a poruncit Isus dacă nu citești și nu studiezi Biblia. Aceasta este singura carte pe care Dumnezeu a dat-o omului. Și noi ar trebui să încercăm să o înțelegem, să o citim și să aflăm care sunt lucrurile care le-a poruncit Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Isus cu adevărat, El a zis, cine mă iubește va împlini poruncile mele. Deci eu când spun, Doamne, te iubesc din toată inima, Dumnezeu spune, ține poruncile mele. Apoi eu mă rog, Doamne, înainte să plec de pe pământul acesta, vreau să împlinesc toate poruncile pe care Tu le-ai dat creștinilor. Nu cele pe care le-ai dat evreilor, precum ținerea sabatului, jertfirea mielului, tăierea împrejur și toate acestea, acestea sunt pentru Israel, precum și plata zeciuielii. dar poruncile pe care le-ai dat creștinilor, fiecare poruncă din Biblie, ce a fost dată creștinilor, vreau să o împlinesc. Pe toate acestea, înainte de a părăsi pământul acesta. Așa dovedesc că îl iubesc pe Domnul din toată inima, cu toată puterea și cu tot cugetul meu. Altfel, cum să dovedim aceasta? Te încurajez și pe tine să te rogi așa. Vrei să pleci de pe acest pământ fără să împlinești unele porunci date de Isus? De exemplu, Isus a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Din cauza asta Dumnezeu v-a dat vrăjmași, ca să iubești și astfel să împlinești porunca. El a mai spus, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Din cauza asta Dumnezeu îngăduie ca unii să te blasteme, ca să-i poți binecuvânta. Altfel, cum mai împlini porunca aceasta? Eu mulțumesc Domnului pentru fiecare persoană care crede că sunt dușmanul lor sau care mă urăsc, căci așa eu mă pot purta bine cu ei. Cei care mă blastămă, eu îi pot binecuvânta. Toți aceștia îmi dau oportunitatea să împlinesc poruncele lui Sus. Salută-i pe cei care nu te salută. Ce oportunitate e să împlinești o poruncă când saluți pe cineva care nu vrea să te salute sau căruia nu-i place de fața ta? Sunt oportunități minunate pe care le avem în viață de a împlini poruncele lui Sus și astfel să dovedim că iubim. Sunt mulți oameni care spun duminica dimineața că îl iubesc pe Isus și cântă cântări. Dar ei nu -l iubesc cu adevărat, pentru că pe ei nu-i interesează să împlinească poruncile lui. Nu-i interesează să caute să știe ce a poruncit Isus. Și aici spune: Nu numai să le împlinim, ci să învățăm și pe alții să le împlinească. Nu să învățăm doar poruncile, ci să învățăm să le împlinească. Știți care e diferența între a învăța pe oameni teoria notului și a învăța în mod practic să noate? Poți să le explici notul pe o tablă. Cum să-și miște picioarele, cum să respire. Ai o clasă de tineri și le explici la tablă cum să își miște picioarele. Și apoi dacă le spui să meargă să sară în râu, se vor înneca cu toții. Pentru că nu poți să înveți pe o tablă cum se înnoată. Dar dacă intri în râu și spui, uite cum mișc mâinile, uite cum respir, urmați-mă, faceți ca mine. Așa înveți oamenii să înnoate. Și tot așa îi înveți pe oameni să-L urmeze pe Hristos. Nu doar predicând, ci trăind și demonstrând în mod practic. De aceea a zis Pavel, urmați-mă pe mine, căci eu calc pe urmele lui Hristos. În ziua de astăzi, lipsesc predicatorii care să poată spune asta. Dragi prieteni, aceasta este cea mai mare nevoie. Trebuie să aparținem unei biserici care îi învață pe oameni să împlinească fiecare poruncă pe care a dat-o Isus. Într-o astfel de biserică îmi doresc eu să fiu. Nu o biserică care are doar muzică bună și în care se predică bine, ci o biserică care mă ajută să fiu ascultător. Ca să pot să țin poruncile, trebuie să cer și promisiunile. Aceasta este a doua rugăciune pe care trebuie să o facem. Doamne, sunt așa de multe promisiuni pentru creștini în Biblie. Vreau să le cer să le am pe toate. Ele sunt ca niște cecuri. Dacă cineva îmi trimite 10 cecuri, eu nu vreau să depun doar 5 la bancă, ci pe toate 10. Și dacă sunt o mie de promisiuni în Biblie pentru creștini, vreau să le cer pe toate o mie. Nu doar 500, nici măcar 900, ci toate o mie. Promisiunile pe care le pot cere sunt ca cecuri pentru mine ca să mă îmbogățească spiritual. Aceasta înseamnă să împlinești poruncile, să ceri promisiunile și să cauți să fii plin de Duhul Sfânt. Dacă trăim așa, Domnul promite că El va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor. Versetul 20. Promisiunea prezenței lui Dumnezeu cu noi. La aceasta trebuie să tânjim. Doamne, doresc prezența Ta cu mine în fiecare moment al fiecarei zile. Eu caut să am prezența Lui cu mine și când predic și oriunde merg sau atunci când ai un necaz. De ce ai nevoie? Ai nevoie de prezența lui Isus să fie cu tine. Când ai de o problemă, când ești ispitit, ai nevoie de prezența lui Isus. Aceasta te va ajuta să reziști ispitei. Ce promisiune! Voi fi cu voi totdeauna. Caută să ai o conștiință curată mereu. Caută să împlinești poruncile. Și pe măsură ce cauți să împlinești, vei vedea că nu este așa de ușor. Aici ne ajută Ioan 14, versetele 15 și 16. Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Și Domnul știe că nu este ușor de împlini poruncile. De aceea, versetul 16. Voi cere Tatălui să vă dea un ajutor ca să puteți ține poruncile. Un alt ajutor, așa ca mine, care vă va ajuta să țineți poruncile și va fi cu voi pentru totdeauna. Și acesta este versetul 17, Duhul adevărului, Duhul Sfânt. Cel mai important lucru de care ai nevoie este să fii umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ești născut din nou și l-ai primit pe Iisus ca mântuitor, te-ai pocăit de păcatele tale, atunci Hristos a venit în inima ta prin Duhul lui cel Sfânt. Duhul lui Sfânt a venit atunci când ai avut nașterea din nou, dar asta nu înseamnă că ești plin de Duhul Sfânt. Inima ta poate fi ca o casă cu 10 camere, în care doar o cameră este luminată, cea în care păcatele îți sunt iertate. Camera vinovăției este curată și plină de lumină, dar mai sunt și alte camere. Camera televizorului, a finanțelor, a bibliotecii. Sunt alte camere în inima ta în care poate nu l-ai lăsat pe Isus să intre, care nu sunt luminate și în care mai sunt lucruri care nu-i plac Domnului. Dacă te uiți la filme cu care Hristos nu este de acord, nu pot spune că domeniul acesta al vieții tale a fost închinat lui Hristos. Deloc. Nu sunt aici să-ți spun la ce film e să te uiți, ci doar să ai grijă ca Isus să fie mereu cu tine și să nu te uiți la lucruri la care Isus nu s-ar uita. Pentru că în acel moment Hristos nu este cu tine. Deci, la ce te ajută să spui că Isus este cu tine când nu este totdeauna cu tine? Dacă îți deschizi inima ca să-l primești și îl faci Domn al vieții tale, atunci spune, Doamne, vreau ca fiecare domeniu al vieții mele, să fie umplut cu lumină. De ce să trăim în întuneric? Așadar, dragi prieteni, am trecut împreună prin aceste 80 de studii și sper că ați înțeles în acest timp un pic mai mult ce înseamnă să fii un ucenic adevărat al lui Isus, ce înseamnă să înțelegi și să înveți pe alții să împlinească tot ce ne-a poruncit Isus, studiind împreună tot ce ne-a învățat Isus. În concluzie, țineți minte că nu se pune întrebarea cât înțelegem cui îi se dă mult, îi se cere mult. Acum că știi așa de multe, responsabilitatea ta a crescut. Nu este de ajuns să te bucuri de lucrul acesta și să spui, wow, a fost un mesaj frumos, am fost provocat de el. Adesea este un mesaj de încurajare care te influențează emoțional, dar dacă vrei să-l împlinești, ai nevoie de putere. Așa cum puterea electrică poate face ca un bec să ardă continuu, tot așa este și puterea Duhului Sfânt în om. Acest lucru trebuie să-l cauți. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat în aceste zile, după iertarea păcatelor, este umplerea cu Duhul Sfânt. Dumnezeu, la tot puternic, a treia persoană din Trinitate să vină să locuiască în noi și să ne umple. Apoi, caută părtășia cu alți oameni care cred ca tine, o biserică care predică aceste adevăruri, și astfel să crești în har și, pe măsură ce timpul trece, să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze.